Lucrările pe tronsonul Scoarța Târgu Cărbunești vor începe în scurt timp, potrivit deputatului Partidului Social Democrat Mihai Weber. A fost primit ordinul de începere a lucrărilor. Investiția va fi realizată cu bani de la guvern. Ruta Târgu Jiu, Scoarța Târgu Cărbunești, Logrești, dealul Mărului face legătura cu Drăgășani. De altfel, acest drum național trece prin 4 județe din țară. Mai am o veste destul de îmbucurătoare referitor la tronsonul de drum de la Scoarța Cărbunești până la Drăgășani, inclusiv Pitești. Este dat ordinul de începere a lucrărilor, este bugetat. Acum se așteaptă ca constructorul care a fost desemnat în cadrul licitației să preia și să se apuce de treabă. Iată că putem să discutăm într-adevăr despre o infrastructură rutieră destul de bine pusă la punct în județul Gorj. Reprezentanții secției de drumuri naționale Târgu Jiu susțin că era necesară o reabilitare completă, pentru că zona respectivă este intens circulată. Durata lucrărilor este de 2 ani. Știm foarte bine că este un drum destul de circulat. Face legătura între 3 județe, 4 chiar, Gorj, Olt, Tâlcea și, bineînțeles, Argeș. Din păcate, până în această dată nu au început lucrările, s-a dat ordinul de începere. Drumul necesită clar o modernizare și cu siguranță atunci când vor începe lucrările va fi mult de lucru, dar va fi o realizare pentru că se va scurta drumul spre Slatina, spre Drăgășani. Proiectul este finanțat în totalitate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.